Doamnește, fraților, una din echipele Frăției se îndreaptă către Mănăstirea Periprava. Suntem în delta, călătorim ce se poate pe aici. Am adus scule, am adus mâncare și mergem să lucrăm în mănăstirea ridicată și cu ajutorul Frăției Ortodoxe, pe locul unde a fost lagărul de la Periprava, unde sfinții noștri mărturisitori intervențiile comuniste au mărturisit dragostea Dumnezeu de neam și de țară. Ne vom întoarce într-o zi, ne vom întoarce neapărat, vor fi abusuri aurii, cum au mai fost când am plecat, cum am mai fost când am plecat. Suntem în prima zi de lucru în tabăra de lucru, rugăciune și educație pentru neamul românesc de la Periprava, în locul unde s-au nevoit sfinții noștri mărturisitori în temnițele românești. Aici Maica Eleodora a făcut o lucrare minunată, așa cum a făcut și la Poarta Albă. Ne-am strâns aici cu frații să turnăm scările. Avem bucuria ca la toată această mănăstire Frăția să fi fost încă de la fundație și tot ce a fost, sau în proporție de 90%, tot ce a fost beton turnat să se facă pe mâinile fraților. Lucrurile avansează la altarul de bară de la Periprava. Frații sunt ca albinuțele la stup, lucrează din zor la betoane, cară apă de la gârlă, la cufrage. Maica e între noi, sufletul acțiunii. Ne bucurăm de o acțiune exact pe locul în care au fost prigoniți Sfântul Ilie Lăcătușu, Părintele Iustin Pârvu și alți mărturisitori ai neamului românesc. Vă iubim, fraților, Doamne ajută! Suntem în prima zi cu mulți frați care au venit din dragoste pentru Sfântul Ilie Lăcătuș și ceilalți sfinți, Părintele Iustin și ceilalți sfinți mărturisitori. Vă ținem la curent, suntem cu mic, cu mare, cu fetele care îngrijesc acolo la trapeză, cu părinții, Părintele de la Petru Vodă. E o minunăție de tabără, așa cum sunt toate, de fapt. Ce lucru frumos, în timp ce frații zidesc altare pentru eroii neamului, copiii noștri în zare se joacă la umbra altarelor și cresc în povești despre sfinți, despre eroi, despre mărturisitori, despre cei care au preferat să moară ca și brâncovenii decât să-și trădeze credința și neamul. Doamne, iubește neamul nostru frumos! Hristos a înviat, fraților, suntem în ziua a doua la mănăstire la Periprava, după ce frații au turnat aici un zid de consolidare și l-au și ornat frumos cu bucățele de marmură. Suntem în ziua a doua în care frații lucrează din greu la beton. De azi dimineață de la 6 am început activitatea, acum este ora 4, suntem cu puterile pe sfârșit, dar nu le lăsăm. Cu ajutorul Dumnezeu mergem înainte, fetele sunt înăuntru acolo în trapeză, fac curățenie. Gătesc, am mâncat un pește de aici, din delta Dunării, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Un duh așa de frumos ca la Periprava nu-l găsești oriunde, fraților. Doamne, miluiește neamul nostru frumos! Va sângera sau va iubi, va sângera.